cei care au făcut imaginile, Odeta Catarnă și Andrei Nacu, și-au promis să găsească în fiecare loc în care au mers în Oltenia, să găsească ceva ce este reprezentativ pentru cultura națională, pentru spiritul locului și cred că au reușit acest lucru. Expoziția aceasta a fost o expoziție care a reprezentat România, spune până la urmă, în Italia, destul de recent, cu sprijinul unei finanțări din partea Institutului Cultural Român. Personajele care apar în această pictură exterioară sunt foarte diverse. Apar filozofi, apar înțelepți, apar cei trei magi, apar proroci, sibile. De asemenea, sunt și pilde ilustrate din cărțile populare, din Esopia, din Alexandria. Apar și sfinții militari, Gheorghe și Dimitrie. Deci este o gamă foarte, foarte largă. În același timp, avem și tablourile votive.